Câte va cuvinte, ea va avea probabil ce povesti o viață de acum încolo despre Las Vegas, dar așa pe scurt, Oana, câteva cuvinte să ne spui cum a fost acolo la misiune. Bună ziua și bine v-am găsit aici la Timișoara. Trebuie să recunosc că este prima oară când vin aici în Timișoara și este un oraș foarte frumos și mall este impresionant de mare și de frumos de mine să trec acum așa un mall în România. Să vă spun pe scurt cum a fost experiența mea în Las Vegas. A fost o experiență minunată, am cunoscut oameni minunați care am avut ce să învăț și e un lucru foarte mare să stai cu 82 de concurente din diferite țări și să afli ceva din țara lor. Spui mereu că de ceva de țara mea are asta, țara mea are asta. E ceva foarte important. Și, în primul rând, acolo te duci și ești mult mai puternic, la urmă lupți pentru țara ta și nu pentru tine însăți. Ce pot să vă mai spun? Locurile din Las Vegas sunt extraordinare și fântâna lui Bellagio. Oamenii care am văzut acolo, cum am mai spus. Deci a fost experiență minunată și sper din tot sufletul să mai am ocază să mai am asemenea experiențe în viața mea și nu știu, din păcate am văzut singur dat în viață. Și în cantonament a fost un cantonament greu, pot să spun. De ce? Pentru că trezirea era la 5:30, aveam o jumătate de oră de pozitiv când ne aranjăm, pentru că nu aveam tot timpul make-up artist și stylist care să ne aranjeze cu machete, să ne spună ce trebuie să facem și a fost greu, într-adevăr. Repetițiile care erau grele, stai să duci, să înveți 83 de fete să danseze și să fac o coreografie, este foarte greu. Dar, până la urmă, ne-am descurcat, concursul a ieșit minunat, a fost experiență superbă, dar, din păcate, doar o singură dată în viață pot să întâlnim cu asemenea experiență. Da, au fost niște concursuri, pot să spun, pentru copiii care suferă de cancer. Noi, într-o viață, vindem cu limonadă. Și cine a vândut, cine a făcut cele mai multe fonduri, era vândută cu 8 boli, pot să spun. Și eu am slujit mai multe fonduri, am slujit $70 din când am vândut limonadă.